îndoliată asistență, dragă sora Viorica, când am aflat vestea aceasta că dragul nostru video a plecat acasă la Domnul, m-am uitat mai mult, am redeschis, am dat un refresh să văd dacă cu adevărat de contul dumneavoastră să un cont fals, pentru că se poartă fake news ziua de azi. Am așteptat câteva ore, să se confirme vestea. Și într-un final a trebuit să accept. Trebuie să recunosc că nu vreau să cred. Că n-ar vrea să fie adevărat. Dar e adevărat. Așa se face că am venit cu câțiva tineri de la Biserica Betania din Cluj-Napoca. Ei au cântat în ultima vreme cu fratele Ovidiu, sora Viorica știe, pentru că undeva aproape 10 ani, au fost membri la Biserica Pentecostală Betania din Cluj-Napoca, acolo unde fratele Ovidiu a fost și investit în slujba de diacon, un bărbat neurbosit al Evangheliei, un om care a înconjurat planeta, dacă îmi permiteți expresia, să ducă Evanghelia mai departe. M-am întrebat ce să zic și eu și vreau să fiu inspirat de Duhul Sfânt prin Scriptură, de aceea o să recitesc un verset din cele care au fost citite, Psalmul 90, și o să mai citesc încă un verset sau două din Doi Împărați, capitolul 3. Vedeți, omului Dumnezeu, Moise, zice, într-un mod general, oamenilor când mor, Dumnezeu le zice, întoarceți-vă, fii oamenilor, unde? În țărână. Dar sunt niște oameni diferiți, oameni care nu se întorc doar în țărână, ci oameni care se întâlnesc cu Hristos. Meditația pe care o am în această seară, la acest moment de priveghere, este cum o să fie viața ta. Întors în țărână sau întâlnit cu Hristos? Pentru că o să citesc un cuvânt care cred că caracterizează pe cel care a fost fratele nostru Ovidiu și care este, pentru că sufletul și Duhul Dumnealui sunt veșnice. Ascultați ce spune cuvântul Domnului 2 Împărați, capitolul 3, versetul 15. Aici parcă vorbește Dumnezeu. Chiar dacă mă puteți interpreta că fac o speculație teologică, vreau să cred că aceste cuvinte sunt cuvintele regelui. Acum, aduceți un cântăreț. Cerul zice, Ovidiu, întoarce-te acasă, aduceți-mi un cântăreț. Gloria cerească va fi plină de bucurie și va fi mult mai bogată pentru că Ovidiu s-a întors în glorie. Aduceți-mi un cântăreț. Nu întoarce în țărână, întoarce-te acasă. Nu întoarce în humă, în lucruri perisabile, trecătoare, ci întâlnește-te cu Hristos. Noi toți care asistăm la această întâlnire la nivel nu doar intergalatic, ci ceresc, trebuie să ne întrebăm, când plecăm noi din lumea asta, ce se va zice? Întoarce-te în țărână doar? Sau întoarce-te acasă? Sau întâlnește-te cu Hristos? Așa am primit și cred că e de la Domnul ca să rămână în memoria tuturor, a fiecare dintre noi, să încerc să îl deschiu în câteva minute pe cel care a fost fratele Ovidiu, utilizându-i fiecare literă din prenumele dumnealui. Ovidiu. Aduceți-mi un cântăreț cu harpa, spunea acolo, și pe când cânta cântărețul din harpă, Mâna Domnului a fost peste profetul Elisei și a zis, așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea nici vânt, nu veți vedea nici ploaie, dar totuși valea aceasta se va umplea de apă și veți bea voi turmele voastre și vitele voastre. Imaginați-vă scena, există doi împărați Există o asociere la nivel înalt. E împăratul Ioram, uitați-vă că acolo e și Iosafat și mai mult se duc la Meșa, împăratul Mabului, sunt trei regi, nici unul nu poate rezolva problema. Pe lângă toți, cheamă într-un final, n-ar fi vrut unul dintre împărați, cheamă un profet să afle mesajul lui Dumnezeu și nici profetul nu rezolvă problema. Și profetul zice, mai am nevoie de cineva, aduceți-mi un cântăreț. Dar chiar așa mare valoare are un cântăreț? Da. Aduceți-mi un cântăreț. Ce să este fratele Ovidiu? În primul rând, cum se spunea deja, reamintesc, un om. Un om cu o mare. L-am cunoscut ca un bărbat care era foarte atent la detalii. Era foarte atent la fiecare amănunt, era interesat de fiecare detaliu care se derulează în timp ce merge să slujească. Nu slujea oricum. Nu slujea așa doar să slujească. Era un om. Un om adevărat. Un om de caracter. Un om care, dacă zicea da, da, era indiferent câți kilometri trebuia să parcurgă până la evanghelizarea propusă. Un om. Dacă avem nevoie de ceva pe planetă, avem nevoie de oameni. Avem nevoie de oameni de caracter, de oameni adevărați, de oameni la care poți să le încredințezi o slujbă și dacă le-ai spus să facă lucruri cu tare, ești sigur că vor face la acela. Are nevoie România de oameni? Are nevoie România de oameni. Să ridice Domnul oameni în Parlament, oameni peste tot în toate forurile decizionale, să fie oameni adevărați. Și ne rugăm cu ocazia aceasta pentru România să atingă Domnul țara aceasta are nevoie de oameni adevărați. Pentru că vreau să întreb ceva. Vreau să întreb ceva. Când pleacă fratele Ovidiu, omul Ovidiu, cine e omul care va încerca să ia locul? Că de luat nu va reuși. Cine e omul care va fi acolo? Cine mai merge în supermarket să spună despre Isus Hristos? Cine e gata să vorbească despre Isus Hristos unor oameni care merg direct spre iad? Cred că ar trebui să învățăm în această seară. Și n-ar fi rău la fiecare întâlnire a tale, ca bărbat cu cineva care îți vinde ceva să-l întreb dacă a citit Biblia săptămâna trecută. Să-i spui că Isus Hristos îl iubește. Asta înseamnă să fii om, nu doar pentru lumea terestră, nu doar pentru lucrurile pământului. Dragii mei, să fii om cu adevărat înseamnă să fii om conectat cu Dumnezeu, să fii om întâlnit cu Dumnezeu. Bărbatul acesta, recent, ieri, m am uitat în CV-ul dumnealui, atunci când l-a pregătit pentru Comunitatea Regională în Cluj, a scris un CV și am văzut că o parte din viața studiat să fie miner. Știți ce mi-am seama? Că a fost miner pentru cer. A căutat printre zăcămintele pământului oamenii care nu mai aveau șanse, oameni care nu mai aveau o viitor. Pentru fratele Ovidiu Lutean nu contea că omul acela e un bețiv notoriu sau un om superintendent, important în societate. La fel le cânta la toți. La fel le transmitea cuvântul Domnului fără să facă diferențe. Om. Ești dumneata un om? Să știi că și mari oameni pleacă. Cum se spunea deja, a plecat sora Ligia Seman. a plecat fratele Ovidiu Litianu. Indiferent cât de valoros ești în lumea asta, pleci într-o zi. Nu uita, e important pe durata vieții tale să fii om. Doi. A doua literă din prenumele dumnealui, unul dintre prenume, pentru că cei care nu știați, îl mai chema și Emilian. E litera V. Bărbatul acesta a fost o voce. Voce care a mișcat întreaga națiune română. Cântările lui au fost traduse și în alte limbi. Nu există social media, nu există canal media pe care să nu existe cântările lui. V-ați mira să aflați unde a ajuns, peste tot. Mesajul cântărilor lui, vocea lui, care pot să zic că era din partea lui Dumnezeu 100%, era o voce care atingea inima. Sunt zeci, sute, mii de oameni care în mașinile lor au ieșit din depresie ascultând această cântare, vocea lui Dumnezeu. Bărbatul acesta n-a fost doar un om, a fost o voce. Este o voce care a mișcat diverse clase sociale. Sunt un tânăr și am simpatizat cântările dumnealui. Pentru cei care credeți că doar o anumită vârstă simpatizează astfel de cântări. Nu. E o voce pentru orice generație. E o voce care transmite cuvântul lui Dumnezeu. Am apreciat foarte mult că în cântările Dumnealui se auzea glasul lui Dumnezeu. Se auzea vocea Domnului. Nu, nu cânta doar despre lucruri perisabile, trecătoare. Nu cânta la nivel terestru. Nu dacă ați observat, marea majoritate a mesajelor cântărilor Dumnealui vorbeau despre cer. Vorbeau despre rai, foarte mulți oameni au fost atinși pentru că Dumnezeu l-a folosit prin această voce pe care a dăruit-o. Pentru că a avut un moment în care s-a întâlnit personal cu Domnul Isus Hristos. A avut un moment în care a lăsat scenele lumii, nu să intre pe scenele bisericilor, ci să intre în subteranul bisericilor. Întâlnea oameni care nu mai aveau nicio șansă și aducea la biserică. Mi-am inteles că a adus o dată împreună cu sora Viorica o familie la biserica Betania. Și în ziua aceea, familia aceea s-a predat Mântuitorului Iisus Hristos. Sunt aici să vă spun că tatăl meu socru, pe numele Nicolae Cadar, în 1 ianuarie 2012, a intrat în căderea Bisericii Betania din Cluj-Napoca și a fost unul dintre cei câteva, câteva zeci, cele câteva zeci care și-a predat viața Mântuitorului. E botezat, e întâlnit cu Hristos. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Când se trag liniile liniilor, dragii mei, nu mai contează mașina pe care ai condus, nu mai contează câte proprietăți ai lăsat în spate, nu mai contează ce cifră de afacere ai avut la finalul anului. Când se trage linia finală, contează dacă ai fost vocea lui Dumnezeu. Dacă în fiecare zi ai fost disponibil să transmiți mesajul lui Dumnezeu pentru generația ta. O voce. Voce pe care o pot să o numesc inconfundabilă. Ori de unde auzeai cântările dumnealui, știai că e Ovidiu litianu. Nimeni nu putea să-l copieze, nu exista. Au încercat unii, dar nu au reușit. Un om, o voce. Trei, un om inspirat. Parcă așa cum îl văd cum stătea între rânduri, într-un sonul bărbaților la biserica Betania și se ruga. Nu alegea cântările în funcție de vizualizări. Nu alegea cântările care ieșeau cel mai bine. Pentru fiecare cântare se ruga. Amintesc că la un moment dat, într-o marți seara, pentru că Dumnezeu avea un obicei extraordinar de frumos împreună cu sora Viorica, atunci când la început de săptămână nu erau plecați în evanghelizare, veneau la rugăciune. Era chemat să dea un îndemn, cânta câteva cântări și între rânduri cânta cu un fluier în ultima vreme. La un moment dat, am fost solicitat să recit o poezie și când m-am întors înapoi avea deja câteva strofe de la o cântare pe care o compus S-a întors înspre mine și mi-a spus Caleb să știi că am primit aceste versuri în timp ce recitai. Un bărbat inspirat. Pământul e mai sărac. Trăim din traduceri, trăim din cântări care sunt luate așa, nu știu după unde. Oameni buni, să ne rugăm ca Domnul să mai ridice astfel de oameni oameni care să primească inspirație directă de la Duhul Sfânt, oameni care atunci când iau stiloul sau pixul și scriu, vorbește Dumnezeu prin penița lor, se transmite ceva, simți că e prezent Dumnezeu. Simți o prezență deosebită. La cântările Lui, oamenii începeau să plângă, nu pentru că erau sensibilizați prin versificație, prin melodie, prin... Nu, nu, nu. Și pentru că Duhul Dumnezeu cobora. Pentru bărbatul acesta, Duhul Dumnezeu era o prioritate mi amintesc că azi sunt exact 2 ani, în 20 iunie 2021, au fost ultimată la slujbă la Biserica Betania, într-o zi de Rusalei, de sărbătoarea cinzecimii. Și ce a zis la început bărbatul acesta? A zis, oameni buni, fără Duhul Sfânt nu avem viață, nu avem viitor. Nu lăsați formalismul, nu lăsați religia să vă cucerească. Asigurați-vă, a zis. Nu știu dacă ne vom mai întâlni vreodată. Nu l-am mai întâlnit de atunci niciodată fizic. Deși mi-am dorit asta. Dar ne-a spus bisericii, asigurați-vă întotdeauna că sunteți plini de Duhul Sfânt. Asigurați-vă că Duhul Sfânt este la nivel înalt în voi. Asta poate fi urmărit pe arhivă, pe canalul Bisericii Betania. Ce spune este adevărat, un om inspirat. Un om la care Duhul îi spunea ce să scrie. Mă rog ca România să fie atinsă de Duhul lui Dumnezeu. Mă rog ca în generația tânără și nu numai să ridice Dumnezeu astfel de oameni care să fie compozitori de la Duhul Sfânt. Care să fie transmițători, nu de idei, ci de momente speciale de întâlnire cu Dumnezeu. Inspirație de la Două Sfânt. Un om inspirat. Patru. Bărbatul acesta este un dar. Să știți că Pământul e mult mai sărac de azi, de ieri. Cum spunea fratele Păstor, m-am gândit dacă mai există cineva asemenea slujirii dumnealui. Și mi-e greu să identific o persoană. Astfel de oameni se nasc odată la câteva sute de ani, probabil. Știți de ce? Au o chemare specială de la Dumnezeu. A fost un dar pentru România. Așa suntem noi românii că prețuim darurile când parcă nu le mai avem. Să ne pară rău pentru asta și să începem să ne uităm în jur la oamenii pe care Dumnezeu a lăsat lângă noi și să-i privim ca daruri din partea lui Dumnezeu. Bărbate care îți signești nevasta și o, îi dai așa apelative animalice. Să știi că Duhul lui Dumnezeu îți vorbește în această seară de priveghi că trebuie să o privești pe soția ta ca un dar. Ca un dar. Nu mai striga la Dumnezeu. Liniștește-te, smerește -te. Să nu cumva să te ajute Domnul să te smerești. Și viceversă părinți care nu mai respectă să nu mai, nu mai vorbesc frumos cu copiii lor și mai ales copiii care își nesgrav, grav, grav de urât părinți. Suntem într-un moment în care ne amintim că fiecare om este darul lui Dumnezeu. Bărbatul acesta a fost un dar. Un dar pentru sora Viorica, un dar pentru Petroșani, un dar pentru Cluj-Napoca, un dar pentru Betania Cluj, un dar pentru noastră Ilim aici, sunt Andrei un dar al lui Dumnezeu. E dreptul lui Dumnezeu să-și retragă cadoul. Dragă soră Viorica, acceptați că aceasta a fost voia lui Dumnezeu. Ce să a fost planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a decis ca bărbatul acesta să se întoarcă acasă. Vedeți, noi oamenii ne gândim, stați un pic, dacă erau mai mulți medici, dacă erau nu știu cum, dacă erau specialiști mai buni, dacă mergeam mai repede la medic. Nu, nu, opriți-vă din astfel de gândiri care nu sunt biblice. Dumnezeu a numărat zilele fiecărui locuitor al pământului. Tu îi întorci pe oameni. Tu, da, tu, tu le spui, întoarceți-vă fii oamenilor. Egal că e un om important ca Biden sau Putin, egal cine este, egal cine este când Dumnezeu zice, ce zice Dumnezeu se împlinește. Iliei, Dar ne rămân cântările pe care le-ai trimis tu prin acest bărbat. Ne rămân lucrările pe care le-a făcut Dumnealui. Îmi dați seama că în ultima vreme și ce rămâne lumea asta după un om? Ce a scris, ce a înregistrat și ce a marcat. Pentru că în al în rând bărbatul acesta a fost un bărbat inimos. Vă spuneam că m-am uitat pe CV-ul dumnealui și ce scria pe CV-ul dumnealui scria așa în anul 1998 până în prezent. A făcut evangelizare continuă de la om la om. Când noi ne căutăm CV-urile, să vedem mastere, doctorate, ce am făcut noi în lumea asta, studii, ce am făcut, pe unde am mers, la ce școli, ce s am inventat, ce cheie franciză vindem. Bărbat cu inimă. O inimă dedicată pentru alți oameni. Bărbat care atât știa să-și ia instrumentele cu care să cânte, să-și pregătească vocea, să mănânce de așa maniere încât să poată cânta și să-l intereseze de oamenii din jurul lui. Nu-l interesa câți vin la evanghelizare și dacă trebuia mergea prin sate și căuta oameni și le vorbea indiferent de numărul lor. Un bărbat puternic, cu o inimă plină de milă, plină de dragoste. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă o viață veșnică. Ovidiu Litean nu mântuie, nici un cântăresc, nici o cântare nu salvează un om. Cine salvează oamenii de la păcatele lor este Domnul Isus Hristos. Este Domnul Isus Hristos. Și chiar în acest moment de priveghere, strig din toată inima, înălțat să fie Isus, glorificat să fie în numele Lui. Chiar dacă uneori ia decizii pe care noi nu le pricepem, noi rămânem dependenți de voia Lui Dumnezeu. Însă Domnul Isus Hristos, înainte să plece la cer, i-a lăsat pe ucenicii Lui și a zis, oameni buni, eu mă retrag din perspectivă fizică, mă la cer și mă așez la dreapta Tatălui. Cine va merge în locul meu cu Evanghelia? Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. La toate grupurile etnice, indiferent de rasă, de vârstă, cum îi cheamă, cine sunt, duceți-vă. Bărbatul acesta, Ovidiu Liteanu, a avut inimă pentru Evanghelie. A înțeles mandatul Mântuitorului. Și chiar dacă pe CV-ul dumnealui nu scrie nicio slujbă din perspectivă omenească, scrie o slujbă cerească. Evangelizare de la om la om. Cine va merge în Sânta Andrei să facă la fel? Cine va merge în Cluj, bocă, să facă la fel? Cine atunci când întâlnește un om care nu-L cunoaște pe Isus Hristos e disponibil să-i spună ceva despre Iisus? Cine e gata să ducă mandatul Mântuitorului mai departe? Cine are inimă de evanghelist? Cine e gata să facă evanghelizarea fără nici un interes în fiecare zi? Iar intenționat m-am dus până la biroul Bisericii Betania pentru că am știut că acolo există un registru albastru pe care scrie evanghelizări familia Litianu. La fiecare final de lună, bărbatul acesta împreună cu soția, cu sora Viorica, veneau la biroul Bisericii și lăseau un raport de misiune în fiecare zi, în majoritatea lunilor, avea evangelizare programată. Cunoschia numele localității, pastorul cu care a slujit împreună și dacă s-au predat sau nu oameni. Am întâlnit din 2013 până în 2019. Am întâlnit doar câteva locuri unde scrie că nu s-ar fi predat oameni. Și asta e doar între 2013 și 2019 ce scrie în raportul de misiune din cer. Sunt foarte curios. Frunzărind de astăzi știrile creștine, am întâlnit cel puțin doi oameni care ziceau i-am predat viața Domnului pentru că bărbatul acesta a zis vino, vin în față dacă vrei să ajungi în rai. Amândoi aceștia sunt slujitori. Unii au zis, mă, prea, 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 prea mult, Niciodată nu-i prea mult pentru Hristos. Unii s-au întrebat de ce face chemarea la evanghelizare. Vă spun eu de ce. Pentru că n-a existat moment în care Isus Hristos să meargă într-un loc și să nu-i spună unui om, vino după mine. Că noi suntem circunspecți, avem ideile noastre, dar oameni buni, pomola pe, pe care îl întâlnești în seara asta, poate nu-l mai întâlnești niciodată, mă înțelegeți? Când ne am întâlnit la evanghelizări și dumnealui lui cânta, intenționat o prea în predica și nu făceam chemare, pentru că știam că aceasta este specializarea pe care Dumnezeu a dăruit acestui bărbat să facă chemare a oamenilor la mântuire. Unii au rămas cu poveștile și cu întrebările. Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Sunt curos ce coroană va avea în cer, ce spărbat. Ce pietre prețioase vor fi câte mii de oameni s-au întâlnit cu Hristos. Pentru că un bărbat și-a dedicat viața Mântuitorului având inimă de evangelizare.